Revin la mesajul Nicoletei în care îmi scrie așa: Bună, îmi cer scuze că te deranjez, am și eu nevoie de un sfat. Vorbesc cu un băiat de câteva luni și de ceva timp se comportă ciudat cu mine. Oare are pe altcineva sau aș putea să-ți dau o poză cu el să îmi zici dacă are anumite probleme în comportament? Ok, până aici ce vedem, că e de câteva luni, vorbește cu un băiat, dar se comportă ciudat. Nu am nevoie de poză, evident, și dacă mai îmi scrieți vreodată sau aveți întrebări, nu poza, nu fac analiză pe poza partenerului sau partenera voastră, mă interesează mai degrabă criteriile, efectiv, ce anume se întâmplă în acea relație, în acea. Am pus câteva întrebări și am întrebat-o pe Nicoleta în mesaje, cu ce anume se confruntă mai specific, ce anume face, denumește ea ca fiind ciudat acest comportament al partenerului. Și mi-a zis, păi nu mai răspunde la mesaje, de câte ori are ocazia mă jignește, m-a făcut în tot felul, nu vrea să se mai vadă cu mine, de fiecare dată dacă îi zic că ieșim, se enervează și găsește motive ca să nu iasă cu mine. Mă minte, nu mi mai acordă atenție ca la început, nu mai comunică cu mine și pe mine mă scoate vinovată de fiecare dată și de data aceasta cred că are pe altcineva. Iarăși, dacă îi zic, treaba asta se enervează și mă jignește. Deci, din nou, ce am observat că denumește Nicoleta ca fiind un comportament ciudat, faptul că este jignită, că nu vrea să se mai vadă cu ea, partenerul a devenit rece și a devenit indisponibil din punct de vedere emoțional. De asemenea, gândul ei este că s-ar putea să aibă pe altcineva și de aceea probabil are și acest comportament ciudat. Da, eu i-am mai pus câteva întrebări, am mai vorbit cu ea, au mai trecut, să zic, câteva ore. Probabil în timpul acela Nicoleta s-a întâlnit cu partenerul ei sau a avut o discuție cu el, ce-i drept, pentru că mi-a spus, am aflat că vorbește cu alte fete. Acum, hai să vedem ce se întâmplă. Practic, ea e într-o relație doar de câteva luni și află la o anumită perioadă că el mai vorbește și cu alte fete. Ce se întâmplă și ce putem face noi acest lucru? Ce putem face noi cu acest lucru? Ok. În primul rând, putem să ne gândim că toate aceste situații pe care tu le întâmpini, tu, Nicoleta, orice altă persoană le întâmpină, vedem situația prezentă, da? Ce întâmpini tu în acest moment în relația de cuplu. Da, este o reflexie a ceea ce s-a întâmplat undeva și mai în trecut în familia de origine. Și acolo ne întoarcem din nou la disfuncționalitățile din familia de origine. Ce observi tu acolo? Observi că în familia de origine poate a existat, din nou te întrebi în primul rând, partenerul actual, cu cine anume ți aduce din aminte din trecutul tău. Și o să citesc exact din nou ce ne-a scris Nicoleta despre partenerul actual, dar gândindu-ne prin prisma unor situații, experiențe din trecut, da? Cine se comporta ciudat în trecutul tău? Mama, tata, un alt partener al mamei, da? Și așa mai departe, o figură de atașament masculină din trecutul tău. De la cine ai mai experimentat acest lucru în familia de origine? Adică, cine te-a mai jignit în familia de origine? Cine ți-a mai arătat într-un fel sau altul că tu nu ești o prioritate, că nu ești cea aleasă, că nu ești cea specială, că nu ești cea unică, da? Și că există altcineva, pentru că aflăm la final că a vorbit cu alte fete. Cine anume nu comunica cu tine, se enerva foarte repede, găseam motive și mereu rămâneai pe locul 2. Cum era relația, în primul rând analizăm, da, cum era relația cu tatăl tău, cu tatăl sau cu altă figură de atașament masculină din familia de origine, în care tu vedeai că nu ești o prioritate, că nu ești aleasă, ba dimpotrivă că ești trădată. Noi nu vedem aici momentul în care ea spune că el mai vorbește și cu alte fete. Nu vedem neapărat, nu ne ducem către o rană de abandon, nici către o rană de respingere, ci ne ducem de data asta către o rană de trădare. Da? De fiecare dată cu cine? Cine anume a mai fost? Cum ai fost înșelată în familia de origine? De asemenea, nu ne uităm doar la ce ai experimentat tu în raport cu părinții tăi, în familia de origine, ci ne uităm și la dinamica pe care tu ai văzut-o în familia de origine, la mama și la tata. Ce ai văzut acolo? Cum se comporta tata cu mama?
tata o jignea pe mama, tata o prioritiza pe mama, tata avea grijă să-i răspundă în mod constant, să-i ofere atenție mamei tale, da sau nu? Și tu, în funcție de asta, repui în scenă, din rănile pe care tu le-ai avut în familia de origine, le repui în scenă, în prezent, în relația de cuplu și începi să manifesti, să-i zicem, dependență relațională, începi să manifesti disfuncționalitate la nivelul cuplului. Tot la fel ne uităm la rănile din trecut în familia de origine. Dacă tatăl, am observat că era un tată fidel, tatăl o prioritiza, era fidel față de mama, sau a existat tot la fel înșelatul, a existat faptul că și tatăl poate mai vorbea cu alte femei, chiar se știe că tatăl a înșelat-o pe mama, sau poate și pe viceversa, mama vorbea la rândul ei cu alți bărbați sau mama l-a înșelat pe tata. La fel, dacă existau certuri și reîmpăcări, exista tensiune, da? Și din nou mă refer că aici asta și află Nicoleta din mesajele noastre, că el mai vorbește, zice ea, și cu alte fete, cu alte femei. Da? Din nou, trădarea. Acum noi mergem, am făcut punte către trecut. Noi vedem reflexia în prezent, însă vreau să vă spun că noi nu avem cum să facem o intervenție strict doar pe prezent. Mergem, găsim soluții, cum noi ne prioritizăm, ne facem femei mișto, femei magnetice, femei fatale, femei de oricum o-ți vrea voi. Însă, dacă voi nu reparați și rănile din trecut, un pic cam greu să puteți să materializați lucruri diferite. O să vezi că începi să faci, și e bine că faci acele schimbări din iubire de sine, însă cu adevărat ca tu să materializezi diferit, da, trebuie să îți vindeci rana din trecut, în acest caz rana de trădare, am spus eu, da, pentru că e o reflexie, din nou, ce se întâmplă în prezent, e o reflexie a ceea ce noi am experimentat undeva în trecutul nostru. De asemenea, ne uităm cum sunt fazele aici, iar vedem o relație la început, de 2 luni, spune, da, de câteva luni erau împreună. Ce standarde ne punem noi chiar înainte să intrăm în relație? Asta vorbind din nou pe prezent și vreau să vă conduc către tot la fel. Ne vindecăm rănile. Sunt două lucruri aici. Dacă eu nu am rănile vindecate din trecut, din disfuncționalitatea, din familia de origine, nu o să reușesc, eu le citesc, nu o să reușesc să îți pui standardele despre care eu vorbesc. De ce? Că o arzi pe concept de sine toxic, pentru că o arzi în disfuncționalitate, pentru că ai multe frici acolo pe care tu ai nevoie să ți le calmezi. Și acela e rostul unui grup de suport, cum zic eu mereu, grup exclusiv dedicat femeilor. Acesta este apoi și rostul unui proces psihoterapeutic. Să te conducă de la starea ta de neputință, de agonie, de tristețe, de deprimare, de femeie înșelată, de femeie abandonată, de femeie pusă pe locul 2, să înceapă să te ducă să-ți crească conceptul de sine, să-ți vindece rănile, să te ducă către evoluție. Da, deci noi ne uităm și o să vă citesc care sunt standardele în momentul în care noi începem să ne vindecăm, pe care trebuie să ni le punem într-o relație. Adică nu intri cu oricine într-o relație, asta e clar, te uiți. Nicoleta ne zice că e de câteva luni. Hai să analizăm, eu n-am cum să o întreb pe Nicoleta, însă te întreb pe tine. Poate să-și răspundă urmărind acest live, acest webinar, Nicoleta, să-și scrie pe o bucată de hârtie ea sau chiar tu, da? Pui, o să fac și reluarea live-ului, da? Poți să revii pe pagina mea, dă-mi un follow, să rămâi la curent cu ceea ce eu fac, revin-o pe pagina mea, dă pauză și începe, sau chiar acum, ia-ți o foaie de hârtie și începe să notezi ceea ce îți spun eu, ca tu să lucrezi un pic cu tine și dincolo de acest live și de această interacțiune pe care noi o avem aici, da? Hai să vedem care sunt criteriile, standardele pe care noi ni le punem într-o relație, în momentul în care începem să ne depășim tiparul iubirii excesive, în momentul în care începem să ieșim din zona de codependență și începem să dobândim mai multă iubire de sine, mai multă autonomie, mai multă evoluție, mai multă, acolo se produce de fapt acel magnetism de care vorbim. Mamă, e o femeie magnetică. O femeie magnetică e o femeie care și-a vindecat mare parte din răni, are un concept de sine, da, strălucitor, pentru că se simte bine cu ea și e, să zicem, un termen poate mai medical, s-a însănătoșit. Hai să vedem criteriile. Se acceptă pe deplin, chiar și atunci când vrea să schimbe părți ale personalității sale.
Adică, dacă eu în momentul de față nu m-am acceptat pe deplin, mi se pare că nu sunt suficient de bună, mi se pare că nu sunt suficient de frumoasă, mi se pare că nu sunt și mă scald în anxietate și în aceste stări, nu o să pot să mă accept pe deplin, da? Din nou, ăsta e un standard. Partenerul îl simte. Dacă pe mine mă simte și din start transmit că eu nu sunt aleasă, că nu sunt suficient de bună, că sunt, mă vede că am o anumită teamă, teama aia o percepe și evident mă voi face de fapt singură să mă învârt în jurul propriilor etichete, da? Și voi deveni chiar respingătoare. Îi acceptă pe ceilalți așa cum sunt, fără a încerca să-i schimbe pentru a-și satisface nevoile, da? E un standard pe care eu mi-l pun, că eu mă uit la partenerul din fața mea și nu încerc să-l schimb, ci eu mă uit la el. El este potrivit pentru mine sau nu este potrivit pentru mine? Eu nu aștept să caut versiunea aia la care eu cred că va putea ajunge, pentru că acolo este despre salvare. Este din nou despre un comportament toxic. Eu mă amăgesc în mintea mea despre cum ar putea el să ajungă și așa mai departe. Nu, el în fața mea e așa. Îl accept așa sau nu îl accept așa? Dacă nu îl accept așa, pot să ies din relație, pot să lucrez din nou la rănile mele, da? Din nou mă întorc. Că eu iar să-mi pun standardele astea, din nou ce spuneam. Se poate ca eu din energia mea, din traumele mele, din disfuncționalitățile mele și ceilalți să-mi oglindească acest lucru și să mă respingă, să mă trădeze, să mă umilească dacă am o rană de umilință și așa mai departe. Să fie rigizi cu mine pentru că de fapt rigiditatea e în mine și așa mai departe. Da? Din nou eu îi accept pe ei așa, în același timp eu evoluez. De asta se și spune, încearcă mai întâi să-ți vindeci rănile și apoi întreabă-te, începi să-ți pui standarde și ce să te întrebi și să-ți dorești o relație. Primul pas este să-ți vindeci rănile. Evident, nu o să stai până îți vindești tu toate rănile, da, undeva într-o vitrină, ca să zic așa. Dă-ți voie să intri într-o relație și dă-ți voie să-ți iei feedback despre cum ești tu și partenerul. Partenerul cu care ești acum sau partenerul cu care urmează să intri într-o relație. Însă noi vorbim aici de mai multă asumare când începem să vindecăm din ce în ce mai multe răni ale noastre. O femeie care și-a depășit tiparul codependenței este conștientă de sentimentele și concepțiile ei, inclusiv față de sexualitate. Apreciază fiecare aspect al ființei sale, personalitate, înfățișare, credințe și valori, corpul, interesele, împlinirile. Stima de sine este suficient de mare încât să se simtă bine în compania persoanelor, în special în compania bărbaților, da? Deci e important să ai o stimă de sine și astea cum le obții? De regulă, din nou, într-un proces psihoterapeutic în care începi să-ți vindești din rând, din traume, din disfuncționalități. Dacă nu ai și n-ai ajuns la aceste standarde, înseamnă că încă mai ai de lucrat pe ceea ce anume se întâmplă s-a întâmplat în trecutul tău. Se arată deschisă și încrezătoare față de persoanele potrivite. Nu este teamă să fie cunoscută la nivel profund, dar nici nu se expune. De ce? Dacă am trăit mi-e frică să fiu vulnerabilă în prezent, dacă în familia de origine poate am spus adevărul despre mine, am fost sinceră, însă secretele sau confesiunile mele, vulnerabilitatea mea a fost întoarsă împotriva mea și am devenit rănită după ce eu m-am arătat autentică. Ce o să fac în prezent? O să-mi fie greu să mă arăt autentică, să fiu cunoscută la nivel profund. Însă pentru asta am nevoie din nou de a-mi vindeca anumite traume din trecut pentru a putea fi mult mai vulnerabilă, mult mai deschisă în prezent. Se întreabă, această relație mi este benefică mie, îmi permite să-mi ating potențialul maxim? Când o relație nu este potrivită, poate să renunțe la ea fără să sufere o depresie sfâșietoare. Deci tot la fel văd că, ce spuneam, nu eu pot să schimb partenerul. Mă uit, îl accept așa cum este sau nu îl accept așa cum este? Îmi dau seama că el nu corespunde anumitor standarde, anumitor criterii ale mele. Am început deja relația, da, cu el. Pot să ies dintr-o relație în care nu mi-aduce niciun nimic bun din punctul acesta de vedere, fără să mai sufăr de o depresie, fără să mă agăț, fără să mă dau de ceasul morții că acea relație s-a încheiat. Se protejează apărându-și sănătatea și fericirea, își apreciază propria seninătate. Din nou, sănătatea noastră, dacă trăim în toxic, începe să
șubrezească, ca să zic așa, dacă noi începem să ne lăsăm pe locul 2, să trăim în tristețe, să trăim în insatisfacție, da? Ea știe că pentru o femeie, știe că pentru a funcționa o relație trebuie să se stabilească între parteneri care au valori, interese și obiective similare și care au capacitatea de a stabili legături armonioase, da? Și acum din nou revin la ne întoarcem iar, că toate au o legătură. Noi am detaliat aici care sunt standardele pe care noi ni le punem într-o relație înainte să ieșim din ea sau chiar și înainte să intrăm în ea. Ne gândim, partenerul corespunde acestor criterii, ne dorim noi această relație, e ea benefică pentru noi și așa mai departe. Din nou, dacă vedem că într-o relație, două, trei, deja se oglindește același lucru, că eu iar am fost înșelată, iar am fost lăsată pe locul 2, iar nu sunt o prioritate, el iar nu are timp pentru mine, iar sunt abandonată, iar sunt respinsă și așa mai departe, acolo înseamnă că ni se oglindește de fapt că noi avem acele răni, că e ea o rană de trădare, că e o rană de abandon, că e o rană de respingere, jignită, umilită, acolo e o rană de umilință, da? Hai să vedem cum poți tu să lucrezi la aceste traume, la aceste răni ale tale. Din nou, pe dependență relațională ai nevoie de un grup de suport, da, destinat exclusiv femeilor, dacă ești femeie, pentru bărbați, dacă ești bărbat. Astfel începe schimbarea, plus nevoie de psihoterapie. Întorcându-ne din nou la o soluție care poate nu aparent pare simplă, însă în momentul în care încep să faci acești pași nu pare chiar atât de simplă de fapt, că singura persoană pe care o ai în control real să o poți schimba ești doar tu, doar tu te poți schimba, da? Poți să te schimbi, nu poți să-l schimbi pe el, pe celălalt oricât ai încerca, nu tu-l scapi de comportamentul. Doar tu te poți schimba, da? Poți să te schimbi, nu poți să-l schimbi pe el, pe celălalt, oricât ai încerca. Nu tu-l scapi de comportamentul de a înșela, tu te vindești pe tine, nu tu îl vindești pe el de alcoolism, doar tu te poți vindeca pe tine și așa mai departe. Doar tu poți să faci lucruri și să-ți pui niște standarde în privința acestor relații, da? Faci din nou pași către tine, începi să faci ce poți să faci. Ai văzut că el vorbește cu alte femei, că te-a înșelat, că nu ești o prioritate, că nu-și face timp pentru tine. Ia din nou și pune lupa pe tine. Ai început și ai intrat într-o relație, e o relație la început. Nu fuziona dintr-o dată, nu te contopi tu cu personalitatea celuilalt dintr-o dată. Vei să ai propria ta structură de personalitate, adică păstrează propriul tău cerc de prieteni, ia-ți timp tu cu tine, ai timp și tu pentru, și pentru el, da? Ai timp și pentru familia ta, încearcă să te prioritizezi, nu spune da, de la prima doar a deschis el gura și vrea planul într-un fel. Sigur, planul ăla rămâne, iubitule, asta facem. Gândește-te că și tu trebuie să ai propriul tău program, să ai propriul tău parcurs, să ai propriile tale interese, încât să fii atractivă. Altfel vei arăta mai degrabă, poate nici măcar disperare, n-a spune, ci prea multă disponibilitate. Poți să devii plictisitoare doar prin simplu fapt că ești tot timpul acolo lângă el. Da, eu pot să-mi anulez, n-am nimic în program, și el e mai ocupat, el e mai are, nu-i nimic, eu pot să-mi anulez asta, fac cum vrei tu, fac când poți tu, fuzionezi, îți schimbi programul, practic ce faci, că de fiecare dată tu te dai la o parte pe tine, tu te trădezi pe sine, pe tine, da, și-l alegi pe el, ceea ce nu e ok, ca să fii o prioritate și tu trebuie să te prioritizezi. Trebuie să ai și tu, în primul rând, hobby-urile tale, da? Dacă nu ai un hobby, fă-ți unul, dezvoltă, ești mult mai atractivă în momentul în care ai un hobby, ai o pasiune, ai un talent, ai o rutină a programului a ta. Gândește-te că poate într-o zi nu ai nimic de făcut, ai o zi super liberă, ești în vacanță, ești în concediu, nu lucrezi și apare din nou el care, mă rog, îți cere ceva. Fă-ți programul din ziua aceea în care și tu să ai o rutină a ta, da? Încât să te prioritizezi, să nu fie din prima
nu știu, de multe ori poți să refuzi o întâlnire dacă tu simți că ești obosită și vrei să faci ceva pentru tine sau ți-ai propus să-ți faci, habar n-am, rutina de skincare și te invită el, hai, acum. Învață să îți planifice întâlnirile, da? Și să-ți arate respect. În primul rând, respectul el ca să ți-l arate, trebuie să ai tu respect față de tine, da? Din nou să te prioritizezi. Cum poți să-l înveți pe celălalt să te prioritizeze? Doar învățând tu să te prioritizezi. Din nou o să vedeți toate rănile pe care voi le găsiți, alea 5 răni de care toată lumea vorbește peste tot. Toate rănile au două, mereu două fațete. M-a trădat, el m-a trădat, da? De ce m-a trădat el? Pentru că eu în fiecare moment mă trădesc pe mine. Începe să pui lupa pe tine în următoarea perioadă să vezi cum anume tu te trădești pe tine. Cum anume tu nu-ți ții programul, cum tu nu-ți faci o prioritate din activitățile tale, din hobby-urile tale, din proiectele tale, din munca ta, din timpul tău cu tine. Începi să vezi cum te trădești prin lucruri poate aparent simple și în loc să te trădești de data asta, începi să faci diferit. Te trădezi că poate ți-ai dorit să implementezi un anumit proiect și în loc să rămâi consecventă în a face pași către a dezvolta acel proiect, încep să te iei cu altele. M-a rugat mama să o ajut cu ceva și, deși eu am avut ca obiectiv astăzi să-mi fac X proiect, am ajutat-o pe mama. M-am trădat, am ales pe altcineva, da? Că aici nu e vorba doar de partenerul de cuplu. Ia uite cum am ales-o eu pe mama și am fost drăguță și am fost din nou people pleaser și am făcut pe plac celorlalți și am primit zâmbete, dar eu nu m-am axat pe mine, pe persoana mea. Din nou, mă apuc să fac ceva, să lucrez la proiectul meu sau să încep o rutina mea, să fac o activitate a mea și mă sună o prietenă. Hai, nu poți să ieși, hai că mie rău, mă simt, m-am certat cu iubitul, ajută-mă. Din nou, dacă tu lași toate baltă ale tale și te duci la întâlnire cu acea prietenă, nu dovedești din nou că, decât că din nou te-ai trădat pe tine și ți-ai trădat rutina ta. Deci fii atentă pe lucruri simple, cum anume tu nu te prioritizezi și te trădezi. Da? Notează-ți pe o foaie de hârtie și gândește-te. Și din nou, fă pentru tine, în primul rând, tot ce ți-ai dori să facă celălalt pentru tine. Cum poți tu singură să te duci, nu știu, în acele locuri în care poate tu ți-ai dori să fii cu el, du-te singură. Cum ai vrea tu toate acele cadouri pe care el ai vrea să ți le facă, cum anume tu poți să ți le faci singură, da? Și că tu nu te agăți de el, tu nu aștepți de la ceva de la el, ci tu poți să faci acele lucruri singură. Și mai mă uit un pic la dialogul intern, pentru că toată lumea vorbește. Îmi zice cineva, dă-mi și mie în cărți dacă vrei. Da, glume, vă rog, n-am nevoie pe live-ul acesta de glume. Dacă vreți să vorbim de psihologie, ok. Dacă nu, poți să ieși de pe live, că nu. E despre asta acest live, da? Slavă Domnului, mai încurajăm și activități psihoeducative din care să vă creșteți valoarea, pentru că de prostioare și tot felul de chestii găsiți în 11.000 de locuri. Mă întreabă încă cineva cum trec peste despărțire. Hai să mergem oarecum pe subiectul de astăzi. Și Nicoleta ne-a scris la acest mesaj, tot la fel că a fost trădată, înșelată, da? Și acum asta și mergeam către ce anume facem să ieșim din lucrurile astea. Să ne punem standarde într-o relație, să începem să ne prioritizăm. La prioritizare eram. Deci cum să treci peste o despărțire? Mă gândesc că în acest moment ar fi în primul rând cazul să te prioritizezi. De asemenea, tu îmi scrii, Bogdan, ești bărbat. Intră, te rog, în Facebook, este o comunitate, Dragă Max. Caută în Facebook, Dragă Max, comunitate de suport pentru bărbați. Înscrie-te în acea comunitate și o să afli mai multe detalii și cum să faci încât să nu ai, dacă ai recăderi, vrei să te reîmpaci și știi că e o relație toxică, acolo e dependență relațională. Exact despre ceea ce vorbeam noi astăzi, da? Deci, încă o dată, rămân un pic pe subiect ca să nu ne divagăm. Orice întrebare aveți, puteți să ne puneți în privat și fac și alte live-uri, alte materiale. Sau vă direcționez către niște resurse gratuite pe care voi puteți să le accesați, încât să nu rămâneți
fără răspunsuri la întrebări, dar nici să interfereze foarte mult. Pot să fac la final, după ce am toată prelegerea asta, încă câteva minute să stau la întrebări și răspunsuri, să încerc să vă ajut particularizat. Doar să nu ieșim, astăzi am lucrat un pic pe ideea asta, dacă ne-a înșelat, înseamnă că acolo e o rană de trădare. Gândește-te în primul rând în trecut, cum ai fost trădată, cum, la cine ai mai văzut trădare în familia de origine și încă o dată, întorcându-te în prezent, cum poți tu să nu te mai trădezi pe tine și să te alegi. Din nou, singura persoană pe care o am în control real să o poți schimba ești doar tu. Câteva cuvinte acum despre mine, de ce tocmai eu vorbesc despre aceste subiecte. Eu sunt Diana Bordeianu, sunt psiholog clinician și psihoterapeut, sunt psiholog clinician acreditat de Colegiul Psihologilor din 2013. Din 2018 m-am acreditat în hipnoterapie și psihoterapie cognitiv-comportamentală. Am scris o carte, se numește Dragă Sofia, poți să intri pe site, să o achiziționezi și tu. Este povestea mea, cât și altor femei, povestea dintr-o relație toxică, cum am reușit să ies din acea relație, da, și cum am reușit să mă vindec, ce pași am făcut, sunt surprinși în cartea Dragă Sofia. Sofia e un nume de cod în care te vei regăsi cu siguranță și tu, e un nume de cod pentru toate femeile care vor să aibă mai multă evoluție, să aducă strălucirea în viața lor. Am fondat grupurile de suport pe care, dacă tot am ajuns la ele, ți le recomand și ție, Dragă Sofia și Dragă Max. Pentru a le accesa, intră în Facebook, da, și scrii Dragă Sofia, comunitate pentru femei, dependență relațională. Dacă ești bărbat, Dragă Max, comunitate de suport pentru bărbați, dependență emoțională, da, și vei găsi resurse și metoda celor 10 pași de vindecare emoțională. Mi-am mai făcut câteva formări complementare, da? Cursuri, de fapt, complementare. Curs de bază pe adicții, mă interesează comportamentul de codependent și codependența și am certificarea în schema terapii din 2020 și am mai făcut curs de bază în intervenția și psihoterapia în caz de traumă. Acestea sunt formările mele și formări, să zic, mă face pe mine să intru în mai departe în profunzime și să vă povestesc. M-a întrebat și Eva ce număr port la sandale, cât costă rochița, n-are treabă cu psihoterapia, asta vorbim noi între fete la o cafea. Peste 2 săptămâni, uite că tot ai spus de cât, o să zic și ce număr port la sandale și cât costă rochița, însă te invit, salvează undeva în calendar, intră în pagina mea și o să fie anunțat și pe TikTok. Poți să intri și în pagina mea de Facebook, psihoterapeut Diana Bordeianu, și în comunitatea de care am spus, Dragă Sofia, comunitate de suport pentru femei, dependență relațională. Acolo o să vezi că peste 2 săptămâni, nu vinerea aceasta, ci vinerea cealaltă, da, o să facem o întâlnire pentru femei, o întâlnire de socializare, întâlnirea comunității. Însă ca tu să participi la această întâlnire a comunității, trebuie să intri în acel grup privat de Facebook, pentru că ea nu este o întâlnire la nivel larg, sunt 1000 de femei oricum și acolo. Și să ne întâlnim. Abia le-am pornit, da, aceste întâlniri. La prima întâlnire a fost o singură participantă, m-am bucurat că ne-am reconectat și ne-am reîntâlnit. La fel îți recomand și ție, dacă ești femeie, să faci parte din această comunitate și vor fi întâlniri, da, și fizice, nu doar în online, evident, dacă ești din București. Din nou, cum am ajuns și eu la toate acestea, la vindecare emoțională, și eu am făcut parte dintr-o relație toxică, am fost căsătorită, căsătoria mea cu relația au durat 13 ani împreună, da, la un loc. Am reușit să, la un moment dat, făcând psihoterapie, apoi intrând și într-un grup de suport, să trec prin toți cei 10 pași de vindecare și astăzi să mă pot bucura de mai mult entuziasm, de fericire și de satisfacție. Am simțit că mă blochez în propriul proces de psihoterapeutic, atunci m-am documentat, am citit mai multe și am intrat în grup de suport, ulterior el fiind un grup mixt în cel care am intrat.
am consolidat și am fondat propriul meu grup de suport destinat femeilor, pentru că în literatura de specialitate este recomandat să fie grup de suport pe identitate de gen, da? Pentru femei, destinat femeilor, pe cu doar bărbați, pentru bărbați, da? De ce? Pentru că o femeie are și cât și un bărbat, da? Fiecare dintre noi, vorbim acum despre femei, fiecare m-a întrebat, Eva, dacă am stat cu un narcisist. Nu, fostul meu soț nu era narcisist. Nu, oricum, narcisismul ăsta e un clișeu așa. Putem să vorbim dacă am stat cu un partener cu o personalitate accentuată, însă mai departe, dacă noi vedem că avem în fața noastră un partener cu o trăsătură accentuată de personalitate, de fapt, reflexia e tot din trecutul nostru, din traumă. Am stat și lângă un narcisist, am stat lângă, dar nu contează, degeaba le fac eu profilul clinic al partenerilor cu care eu am stat, degeaba faci tu la rândul tău sau voi alt tablou clinic al partenerilor cu care ați stat voi, că era narcisist, că era borderline. Crede-mă că nu contează. Contează să-ți vindeci rănile tale. Narcisiștii sunt toxici. Crede-mă că și noi suntem la fel de toxice dacă am materializat să stăm lângă un narcisist. Da? Și atunci trebuie să-ți vindeci tu, să devii o prioritate, să te iubești mai mult pe tine, să, încât să nu-ți mai apară acel narcisist sau acel bărbat cu o anumită tulburare de personalitate, cu trăsături accentuate de personalitate. Dacă tu îți vindeci rănile, nu va mai veni. De asemenea, narcisistul, să-i zicem în ghilimele narcisistul, da? Apare în viața ta pentru că ne uităm din nou în trecut cu cine seamănă el. Seamănă cu tata, seamănă cu altă figură de atașament masculină din trecutul tău care a fost de referință, de ce anume el apare în viața ta. Și de acolo din nou începe vindecare. Nu narcisistul schimbăm, ci ne schimbăm pe noi. De asemenea, dacă noi avem părți vindecate din noi, s-ar putea să fie ok în relație și cu narcisistul și cu borderul și cu oricare vrei tu, cu oricare ar fi diagnosticul lui, pentru că vor rezona pe părțile tale sănătoase, tu vei ști să pui limite, tu știi să te raportezi diferit la acele persoane. Crede-mă că orice tulburare poate să aibă și patologii grave, până și cu un schizofrenic te poți înțelege bine, dacă tu, da, nu vorbim în criterii de diagnostic, dacă tu te vindeci și rezonezi cu, ai tu părți sănătoase în tine, vei ști cum să comunici cu acele persoane. Despre asta vorbeam, că și eu am făcut același parcurs, pentru mine a fost revelator grupul de suport din care am făcut parte și pe care l-am fondat, în care te invit și pe tine. El este în fiecare joi, de la ora 19, pe Zoom. Are și un preț foarte, foarte bun de acces, acces lunar, pe care tu, voi, da, oricare, când zic tu, mă refer la tu, oricare femeie. Eva mi-a spus, doctoriță, ești doctoriță psihiatru, ok, mă bucur că aud acest lucru. Noi în psihoterapie lucrăm pe vindecare emoțională, e în regulă. Asta spuneam, e nevoie de un grup de suport, el este în fiecare joi, prețul lui este de 300 de lei, acces pentru toată lumea, luna, la toate cele 4-5 întâlniri. Da? Este un abonament, un preț standard pe care îl achiziționezi, îl plătești la intrarea în program și este valabil o lună de zile. O întâlnire durează aproximativ 2 ore, avem timp de împărtășire, da? În prima fază vorbim despre cum ne cunoaștem, te prezinți dacă ești prima dată, dacă e la, se formează o rutină acolo, se povestește despre ce ai mai făcut de la o întâlnire la alta. La subiectul al doilea vorbim despre un subiect ales de comun acord, cum se numește comunitatea de pe Facebook, Bogdan, Alex, tu ești bărbat, se numește pentru bărbați Dragă Max, comunitate de suport pentru bărbați. Dacă scrii Dragă Max, crede-mă că o să-ți arate în grupuri de Facebook. La fel scrie pentru femei Dragă Sofia, da? Și vei găsi acolo mai multe amănunte. Și Dragă Max, iau întâlnire în fiecare miercuri. Pentru bărbați încă este gratuit, pentru că el este un format nou. Deci se întâlnesc pe Zoom, la fel ce povestesc pentru întâlnirile de joi, la fel se întâmplă miercuri. Pentru întâlnirile de miercuri ale bărbaților,
Întâlnirile, am zis că sunt gratuite, nu sunt ținute de mine, avem un coordonator bărbat, Marius este coordonatorul întâlnirilor, da, și el ține exact de pe, după formatul sugerat de mine, ține întâlnirile pentru vindecare emoțională. Cel de joi, de care vă spuneam, este cel coordonat, fondat de mine, susținut de mine, are un preț pentru că el a fost implementat 2 ani gratuit, tocmai pentru a vedea funcționalitatea lui, dar și nu numai pentru a vedea funcționalitatea lui, și pentru a trece eu prin propriul meu parcurs de vindecare. L-am nișat, l-am structurat, am venit către voi cu această resursă și evident i-am pus un cost, credeți-mă, după mine este un cost modic pe care eu l-am pus de 300 de lei pentru aceste întâlniri. De ce am pus acest cost modic? Tocmai pentru a sprijini psihoeducația voastră, vindecarea voastră emoțională și a avea o resursă accesibilă. Da, aici sunt mai multe, poți să faci parte și dintr-o psihoterapie, o psihoterapie cost, într-adevăr, mai mult, o implicație financiară mai mare. Știm că e important pe dependență relațională să faci parte și dintr-un grup de suport. Și atunci nu i-am pus un preț mare, i-am pus un preț modic. Sau sunt persoane care spun, Diana, mi-aș dori foarte mult să fac psihoterapie, să lucrez la vindecarea mea emoțională, dar n-am bani că psihoterapia costă foarte mult. Bun, intră într-un grup de suport, costă 300 de lei, este mai puțin decât 10% din salariul minim pe economie. Însă ce o să-ți spun, este imperios necesar ca tu să intri într-un proces de vindecare emoțională chiar acum. Da? Nu, să-l începi de ieri, nu de azi. Da? Trebuie să începi acel proces de vindecare emoțională fără să mai amâni. Pentru că eu văd aici, uite, chiar și de la voi primite în mesaje. Vă zic, intră, uite, intră în live-ul ăsta, că e gratuit. Și văd că persoana nu intră, dar mi-a trimis mesaj. Și eu mă întreb, păi, parcă te ardea. Dacă arde, fă ceva pentru tine acum și nu mai amâna lucrul ăsta. Că de-aia arde, da? Să faci ceva acum, nu să amâni. A, parcă ziceai tu că mai faci niște întâlniri gratuite. Frate, soră, cum vrei tu să zic, Sofia, Max, eu întâlnirea aia poate o fac peste încă o lună, poate o fac peste 6 săptămâni. Poate nu o să o mai fac niciodată. La dracu, intră în psihoterapie, intră într-un grup de suport acum. Nu mai aștepta întâlnirea aia gratuită peste... Înseamnă că încă nu ai făcut transfer de încredere. Înseamnă că încă nu ești hotărât, hotărâtă. Înseamnă că ceva încă se întâmplă, dar nu ai de ce să mai aștepți încă o întâlnire. Eu mai aștept că mai faci tu o întâlnire, mai faci un grup de suport gratuit. L-o-i face, nu l-o-i face. Vino și la ăla gratuit și îl vei avea în plus, da? Însă tu trebuie să faci ceva pentru tine acum. Îmi scrie Lidia, bună Diana, succes în tot ceea ce faci. Mulțumesc, Lidia. Da, și așa este. Așa este, trebuie să faci pentru tine ceva acum. Sunt resurse gratuite pentru oameni care, nu știu, mi-au mai zis, n-am serviciu, n-am... Caută, citește toate resursele astea gratuite. Dacă tu vrei mai mult, trebuie să plătești niște bani ca tu să plătești un instrument care te duce la, mamă, ce mișto, citeam noi la început obiectivele alea. Cum mă prioritizez eu și cum învăț eu să-mi fie mai bine, cum sunt eu specială, cum sunt eu aleasă, cum încep eu să-mi pun standarde în relație. Păi hai să lucrezi la toate astea dacă tu vrei să generezi o schimbare. E ca și cum spun, băi, eu vreau toate astea, ce mișto arată, ce poveste frumoasă ne spune Diana, ia uite ce călătorie transformațională a făcut ea. Și după aia spun, a, da, nu, că eu mai aștept peste o lună, că poate mai face ea un grup de suport gratuit. De ce aștepți o lună și nu faci acum? Când ai deja o resursă care costă foarte puțin. Nu o faci pentru mine, o faci pentru tine. Dacă tu nu vrei să începi acea călătorie, crede-mă, nu mie îmi faci un deserviciu, ție îți faci un deserviciu, pentru că, din nou, arăți același lucru. Că tu nu ești o prioritate, că nu vrei ăștia 300 de lei cu un instrument de vindecare emoțională să-i dai pentru tine. Preferi de 300 de lei să iei o masă în oraș, să ieși în club, preferi să-ți iei o rochie, preferi să mai te duci o zi la piscină. Ce faci cu 300 de lei tu într-o lună punctual? Că dacă punem punctual, ai 10 lei pe zi pe care tu îi pui, da, 10 lei. Ce faci tu cu aia 10 lei pe zi încât să ți se pară că nu e o prioritate ca tu să intri într-un grup de vindecare emoțională, să știi care sunt cei 10 pași de vindecare emoțională, să ai o structură, să ai niște femei mișto lângă tine, să ai materiale pe care tu să le studiezi și să scapi de narcisistul ăla, să nu mai vii să-mi spui, Diana, eu iar am atras narcisiști, intră în grupul de vindecare.
Diana, la mine iar vin toți psihopații. Intră în grupul de vindecare. Nu, eu mai aștept, Diana, o lună până la grupul de vindecare, că poate mai faci tu unul gratuit. Greșești. Greșești. Dă-mi voie să spun că greșești. Poți să mă înveți că sunt... poate că mă enervez în sensul productiv, pentru că vreau să produc intenționat suferință și furie în tine, încât să înțelegi că ceea ce faci nu este bine. Nu e bine că aștepți, tu trebuie să faci ceva acum. Intră în grupul ăla de suport acum, nu mâine, nu peste o lună, nu peste 6 săptămâni, intră acum. Diana iar m-a jignit narcisistul, Diana iar m-a înșelat narcisistul, Diana, toți psihopații vin către mine. Ok, mai așteptăm încă o lună să vină toți psihopații către tine? Mai așteptăm încă o lună să-ți vezi narcisistul? Eu, Diana, am un soț narcisist, toată ziua nu face altceva decât să stea cu sticla în mână, să vorbească despre măsa, să fugă imediat la măsa. Este un alcoolic, este un nenorocit, pe mine mă jignește. Ok, hai să intri într-un proces de psihoterapie. Nu, Diana, eu nu pot, nu cred că pot acum. Mai plec câteva săptămâni la mare. Pleacă la mare! Iei problemele cu tine la mare. Diana, plec, nu știu, pe o insulă pustie. Pleacă, iei problemele cu tine. Te întorci și de pe insula pustie. Problemele tot acolo sunt. Diana, nu știu, da, nu costă mult 300 de lei, dar chiar nu vreau în momentul ăsta. Ia-ți prăjituri de banie. Uiți de narcisist, poate te mai îngrași câteva kilograme. Îți îndopi niște emoții. Mai te duci în niște cluburi, mai ții niște rochițe miștoți, mai cumperi niște bijuterii, da? Doar îți îndești niște emoții, n-ai rezolvat problema, de fapt. Tu trebuie să iei o decizie acum, da? Vezi cu care rezonează, că o să zici, nu-mi place de fața ta, Diana, nu-ți place de fața mea, caută-ți un alt coach, terapeut, dar fă, la naiba, fă ceva pentru vindecarea ta. Nu mai te plânge peste încă o lună că eu tot narcisistul ăla l-am în viață, care e whatever, problemă mi-o face narcisistul. Diana, eu nu știu cum, sunt singură și sufăr. Păi ești singură probabil dintr-o rană de abandon și nimeni nu stă cu tine, că nu ți-ai vindecat rana de abandon. A, nu intru în terapie, poate din toamnă. De ce din toamnă? De ce din toamnă? Ce se întâmplă până în toamnă? Tot singură stai, tot în suferință stai, tot cu rana aia de abandon stai. Fă ceva cu tine acum. Asta mi-a zis Lidia, că se mănâncă emoțiile. Ea știe mult mai bine pentru că lucrează în domeniul nutrițional. Evident. Da? Deci hai și tu în grupul de suport. De asemenea, grupul ăsta de suport pentru tine are o ofertă și mai wow. Pentru că tu poți timp de 2 săptămâni să intri în grupul de suport, îți plătești abonamentul cel de 300 de lei, da? Și 2 săptămâni poți să participi la grup și după ai o garanție a calității. Până în 2 săptămâni tu să-mi spui, Diana, mie grupul ăsta de suport nu mi-a plăcut, nu știu, nu-mi place, nu-mi place cum vorbești tu, nu-mi place cum se vede în cameră, nu-mi place fața celorlalte din grupul ăsta de suport, nu-mi place că îmi bate aerul condiționat în ceafă, nu știu, orice vrei tu. Poți în aceste 14 zile să spui, Diana, eu l-am testat, nu mi-a plăcut, nu e pentru mine, vreau să-mi iau banii înapoi. Și eu voi spune, draga mea, ia-ți banii cei 300 de lei înapoi, ai beneficiat și de program, ți-ai luat și banii înapoi, ai chiar 200%, dacă e să o numim așa, garanția calității. De ce? Pentru că eu vreau să vezi că intri în acest grup, că vezi despre ce este vorba, că începe să-ți placă acest grup, că ți se pare că poți să testezi, să vezi tu, fără să te mai gândești cu mama, am pierdut bani. Nu i-ai pierdut, crede-mă, ai făcut o investiție în tine. Nu vă mai gândiți că pierdeți bani în procese psihoterapeutice. Fiți consecvente, pentru că tot din rana voastră de respingere fugiți de ele. Tot din rana voastră de abandon vă abandonați programele. Nu terapeutul l-a strădat, ci l-ați abandonat, tot pe voi v-ați abandonat. Deci înțelege că procesul psihoterapeutic ține... aduce suferință, nu o să fii mângâiată pe creștetul capului mereu. Vei primi într-o psihoterapie sau un grup de suport și alinare, și empatie, și discuție, și înțelegere. Le primești pe toate. Știm că toate le materializăm din traume, da? Din disfuncționalitățile din familia de origine. Însă tu, ca să poți să generezi o schimbare în viața ta, o vei
genera și cu suferință și cu lacrimi după ședința de terapie și în timpul ședinței de terapie o să plângi și în grupul de suport o să plângi. Sunt emoții pe care tu ai nevoie și trebuie să le eliberezi. Și o să spui de multe ori, aha, că nu, iarăși cu trebuie, că nu toate trebuie. Ba da, trebuie. Dacă tu vrei să generezi o schimbare, crede-mă că trebuie. Nu mai e cu e o alegere. E o alegere. Poți să rămâi cu narcisistul sau să evoluezi. Poți să rămâi cu ăla care iar îmi chinuie viața, care împrăduiește emoțiile, ăla care așa. Ok, gata, am dat-o, am ventilat emoții, am stat în dramă. Mi-e greu cu el, îmi face... Acolo e rolul care tu intri în rolul de victimă, victimă, victimă și începi să dramatizezi, dramatizezi, dramatizezi. Stop, 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 stop. Stop. Nu te mai victimizezi. El ai un rol pe care tu îl joci și tu nu mai vrei să joci acel rol. Tu dacă vrei să te duci către autenticitate, vrei să te duci către autonomie, vrei să te duci către evoluție, către ceva mai bun, vrei să-ți fie mai bine în viața aia, păi pui stop. Nu te mai gândești că iar câte îmi face mie, câte am făcut eu pentru el. Ce aud acolo? Aud sacrificiu de sine. Aud că faci pe plac celorlalți. Aud că te sacrifici foarte mult. Câte și-a făcut și iarăși. Da, rol de victimă, dramatizare, poți să spargi acel rol doar cu mai multă disciplină, cu mai multă consecvență, cu a nu te abandona pe tine, a nu te trăda pe tine, adică ții aproape de psihoterapie, ții aproape de grupul de suport, ții aproape de parcursul tău, de psihoterapeutul tău. Dă-ți voie să-l începi, să guști procesul ăla de... să guști acel proces psihoterapeutic încât tu să-ți dai seama dacă este bun pentru tine sau nu este bun pentru tine și îmi zice Tudorel, vai ce rea și profesionistă ești. Păi tocmai de asta un profesionist, un expert în domeniu, crede-mă că nu e întotdeauna doar bun și împăciuitor și în psihoterapie, exact ce spuneam, sau în grupul de suport. Avem partea asta în care noi ne înțelegem, ne este greu, te înțeleg eu, neputință. Nu mi-am făcut, mi-ai dat Diana niște direcții, n-am putut să mă țin de ele. Te înțeleg, e din traumă. Diana, am o agitație mentală, te înțeleg, e din traumă. Te-am înțeles și apoi urmează și în terapie, te-am înțeles, înțeleg că ți s-au întâmplat toate astea din niște experiențe nefericite care au fost poate de cele mai multe ori în familia de origine sau acum, după un divorț, după o despărțire, după în timpul relației pe care o ai și nu ți este prielnică. Te înțeleg, e bine și că vorbești. Hai să vedem cum putem din dramatizarea asta, din rolul de victimă, din neputința ta, cum putem să transferăm un pic, să facem o acțiune concretă, una. Singura care te scoate din traumă este acțiune. Călătoria, vehiculul, cum vrei tu să-l numești, instrumentul care pe tine te va duce către schimbare, va fi psihoterapia, ghidată de cine? De un mentor, de un psihoterapeut, da? E un grup de suport. Ai nevoie acolo de ceilalți oameni, de întâlnirile de suport. Ai nevoie să te pui în context. Scap de narcisist, ajungi către eliberare. Cum? Prin acel instrument. Deci, cu ce aș rămâne eu către voi și încă o dată o să vă zic care-s datele mele de contact și apoi închidem live-ul, doar, mă rog, o să mai vă întreb ce întrebări, dacă aveți voi întrebări, sunt întrebări din partea voastră, să vă răspund. Încă o dată pe ce rămânem noi, ce materiale putem să accesăm, care sunt datele mele de contact, poți să-mi trimiți un e-mail, contact@dianabordeianu.ro, da, acesta este e-mailul. Telefonul, dacă te duci în bio, undeva sigur găsești pe pagina de Facebook, pe site www.dianabordeianu.ro, intri pe site, găsești acolo și numărul de telefon. Poți să accesezi iar un om, ce resurse putem să accesăm noi. Poți să faci o consultanță gratuită cu mine. Dă-mi un mesaj în privat sau scrie-mi în WhatsApp, în mail, da? Stabilește cu mine o consultanță gratuită. 20 de minute, ne conectăm pe Zoom sau apel video în WhatsApp, stabilim, îmi zici și mie, lista ta de nevoi, dificultățile tale, ce ai încercat să faci, să le depășești, unde vrei să te ajungi. Vin la tine cu câteva soluții, da? Câteva instrumente, nu-ți voi rezolva problemele în acea întâlnire, ci îți voi da soluții, te voi ghida ce anume ai, cum se... Da? Câteva instrumente, nu-ți voi rezolva problemele în acea întâlnire, ci îți voi da soluții, te voi ghida ce anume ai, cum se potrivește metoda mea. Nu ți se potrivește metoda mea. Ce am putea noi să facem încât să mergi către evoluție? Da? Asta e primul lucru pe care poți să-l faci, e consultanța gratuită.
Apoi, poți să te abonezi, ai tot la fel link în bio sau solicităm că nu l-ai fi găsit. Intră în site dianabordeianu.ro. În josul paginii o să găsești când te abonezi la newsletter. Odată ce tu te abonezi la newsletter, primești 5 mail-uri cu 5 lecții cele mai prețioase despre cum să-ți găsești armonia și liniștea interioară. Sunt cele mai bune. Cum comunic asertiv, cum pot să mă distanțez un pic de partener, cum sunt atentă la jocurile de manipulare, cum să fac o monitorizare a dificultăților în cuplu. Le găsești prin abonare de la newsletter. Plus că ulterior, rămânând abonată, vei găsi și mai multe resurse psihoeducative pe care eu ți le trimit. De asemenea, tu în tot acest proces în care încep să citești, să mă cunoști, să găsești resurse gratuite, cunoaște-mă, vezi-le, ia și o decizie și intră acum pe acțiune făcând ceva pentru tine. Nu mai aștepta, las că mai trimite Diana încă un material și mai citesc eu și nu se va compara niciodată cu ceea ce tu vei lucra săptămână de săptămână, săptămână de săptămână, săptămână de săptămână, da? Așa, deci avem acestea ca resurse gratuite și mai avem accesul în comunitate. Intră comunitatea Dragă Sofia, are 1000, peste 1100 de femei pe care le-am strâns acolo. Intri în grupul privat de Facebook, Dragă Sofie, Sofia, comunitate de suport pentru femei. Da? Dependență relațională. Dacă scrii doar Dragă Sofia, sigur îți va apărea grupul în, da, în Facebook. Intră în acest grup. Dacă ești bărbat, Dragă Max, comunitate de suport din dependență relațională. Da? Pentru bărbați este acesta. Și din nou, pentru femei, în fiecare joi ne conectăm pe Zoom de la ora 19, este grupul de suport, de care vă spuneam, costul lui este de 300 de lei. De asemenea, n-am poz pe aici, poți să-ți achiziționezi un webinar împreună cu cartea Dragă Sofia, costă doar 75 de lei, vezi că sunt foarte multe resurse care nu costă o avere, însă tu poți să le accesezi și să intri în profunzime, să începi să aprofundezi, să citești, să cunoști. Și de asemenea, mă rog, avem și psihoterapia, da? Psihoterapie plus grupul de suport. Dacă intri într-un program psihoterapeutic, costurile sunt făcute în așa fel încât ai inclus acolo și grupul de suport. Da? Încât să le ai facilitate pe amândouă, să ai să beneficiezi atât de o ședință de psihoterapie pe săptămână, poți să le gândim la două săptămâni distanță, dar să păstrezi și grupul de suport în fiecare săptămână. Persoanele care au traumă de abandon, de regulă, pentru ele contează foarte mult să aibă această resursă săptămânală, 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 să știi că ai persoane de atașament cu care legi atașament stabil și că ele sunt acolo ca bază de sprijin. Și dacă ai suferit de neîncredere și abuz, faptul că tu acum ai un suport psihoterapeutic, ai grupul de suport, da, ca instrument, ai o bază și ai un context sănătos în care tu înveți să ai persoane în fața cărora poți să te deschizi, da? De asta este important să existe consecvență. Deci asta spun, există și psihoterapie, acolo sunt într-adevăr alte costuri în momentul în care vorbim față de cei 300 de lei ai grupului de suport. Acolo afli mai multe despre lista de pe un program complex, o afli într-o consultanță, ți se trimit, da, toate în privat se detaliază, însă până acolo din nou hai să mă cunoști. Și încă o dată, da, e consultanța. Putem să vorbim în consultanță. Până atunci, dă-mi like la webinarul pe care l-ai parcurs, trimite-mi un mesaj la acest webinar sau trimite-mi un mesaj în privat încât să-ți răspund la el pe oricare. În DM, trimite-mi pe e-mail, trimite-mi în WhatsApp, unde ți-e ție mai ok, trimite-mi un mesaj la care vei primi răspuns tot la fel printr-un articol sau un webinar pe care îl voi ține pe provocarea ta, pe dificultatea ta de viață. Da? Încă o dată, ce v-aș da ca rezumat de final, noi astăzi am observat acolo pe ceea ce ne povestea Nicoleta, pe faptul că ea nu era prioritizată și a aflat că partenerul ei vorbește și cu alte fete, femei, da? Rana de trădare, puteți să revizuiți acel capitol, da? Despre rana de trădare și să începeți să faceți lucrurile diferit, să vă prioritizați, să nu vă mai trădați, să vă alegeți pe voi să fiți priorități. Până atunci eu vă mulțumesc că ați fost astăzi alături de mine. Vă doresc o după-amiază cât mai plăcută în continuare.
Diana Bordeanu, psiholog clinician, psihoterapeut și autorul cărții Dragă Sufie.